Păi și contestată de cine? Unde? De cineva care o va contesta fără să pună nimic viabil în loc. Acum, sigur că bugetul României, eu cred că nu poate fi împărțit decât dacă există și bani în buget. Pentru că altfel nu avem ce să împărțim. Acești bani se împart pe articole bugetare și nu putem să împărțim ceva ce nu avem. Adică, cu tot respectul, domnul Surugiu, dar sigur, e nevoie mereu de mai mult și probabil că era nevoie de mult mai mulți bani decât probabil avem la acest moment în bugetul național. Dar, cu siguranță, banii care au fost împărțiți, banii aceștia se află în buget, sunt bugetați. Nu cred că... Opresc puțin că doamna...